Da, uitați, și aici urmează casa de plată și se pare că se circulă greu. Mai e 1,5 km. Uite, așa e până acolo. Sper să-mi ajungă programul, să ajung până la Junquera. Altfel va trebui să fac pauză aici pe Franța, pe undeva. Înțeles pe asta cu Volvo. Accelerează maxim, după aia pune frână în spatele ăla. Iar accelerează maxim, iar pune frână în spatele ăla. Așa ceva mai rar.
dacă pierdem prea mult timp pe aici, slabe șanse să mai ajung. Da. Deschis oglinda. Kilometri. Vedeți ce greu se merge? Vreau să ajung neapărat în Spania, că acolo mai aveam un pic de internet cât de cât bun și vă mai puteam încărca videoclipuri una alta. Așa, cam nasoală treaba. Ăla cum a lăsat chingile acolo sus. Ăla, dacă merge un pic mai tare sau așa, alea sar jos. Problema că și de aici vin mulți și toți fug în față și se înghețuie acolo în față. Uite, și ăla iasă și merge în față. Și ăsta a ieșit din coloană. Ei, dacă eu ajung să intrați în fața mea, eu nu vă las.
simți acolo. În spate e coloana, trebuie să intrați din spate, nu aici. Circulă, frate. Încă 800 de metri, deci numai 200 de metri am mers atâta timp. Aici banda 1 ține sau se închide? Uite Opel Camaro. Aproape.
testatar aici la casa de plată, de aia se și merge așa greu. Pare că prin dreapta nu se merge deloc, se merge numai pe casele de mașini mici. De banda asta, mă, acum nu mă mai lasă nici pe mine ăștia la alții. Cred că numai pe o bandă se circulă. Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou video. Am încărcat din Franța. Și acum mergem către Spania. Suntem la Frejus. Am încărcat niște bări de alea așa de aluminiu pline și lungi, cam la, nu știu, aproape 10 metri. Mi-au pus 15 bări de alea, 25 de tone. Da. Trebuie să luăm virajul foarte larg. Remorca asta e foarte flexibilă față de ce am avut eu. Dacă vă uitați la prelată, vedeți cum s-o lăsat, pentru că mi-o lăsat distanță în față, distanță în spate și mi l-a pus pe mijloc. Și așa s-a făcut remorca. Da. Asta este. Hai să luăm cât mai larg aici. Așa. Încet și cu grijă. Dacă vă întrebați ce-i cu vesta aia acolo pusă în geam, e pentru proteste. Am observat că dacă o pui așa în geam, mulți francezi o au pus în geam. Dacă te vede că o ai pus-o în geam, atunci e ca și când ei susține pe ei. Uite ăștia ce stau aici la casa de plată. Ați văzut în video trecut la intrare în Franța ce a fost acolo. Da, foarte aproape de autostradă. Tout aujourd'hui c'est gratuit.
faci mie? E, merci! Da, totul e gratuit, nu se plătesc autostrăzile, nu nimic. Și dincolo, la casa de plată, tot la fel e... Avem 450 de kilometri până în Spania. Avem ceva de pedalat. Să ajungem de seară. Mergeți mai departe 110 km. Ați depășit limita de viteză. Nu vrei să te muți, așa-i? Și eu n-avea pe nimeni pe banda a doua. Asta e. Am plecat. Ia să vedem cât avem. 100 de kilometri până la prima casă de plată. Așa, nu? Ca patron, acum toată Franța e, adică nu chiar toată Franța, zona asta, zona unde se fac proteste, toate autostrăzile sunt gratuite, cum avem și noi o parte de național unde ocolim autostrada, cum ar fi ați văzut în videourile trecute, acolo la Perpignan până sus la Carcassonne. Acum nu mai trebuie să ieși, pentru că totul e gratuit.
mașina mică. Ia uite ce îngust e acolo. Cam asta e, dragilor. Sper să-i dăm bătaie de acum încolo. Până la Junghiera, să nu mai avem probleme. Da, eu vă las, vă mulțumesc pentru vizionare. Cred că v-ați plictisit aici în bușonul ăsta. Dar asta este, ce să facem. Da. Toate cele bune. Grijă de voi și numai bine. Ciao.